Bună seara, dragi prieteni! Bine ați revenit din nou pe canalul de YouTube Vavi Pige un Loft. Și în această seară de 6 august 2021 vreau să fac un videoclip în care să vă prezint două prime achiziții pe care le-am făcut noi în crescătorie, doi porumbei pe care i-am adus în crescătorie pentru a ne ajuta în proiectul pe care l-am început și pe care vrem să-l ducem la bun sfârșit. Aveți pe aceste imagini, dragii mei prieteni, doi porumbei, aveți un albastru și un gut. Și o să vă vorbesc puțin despre acești porumbei. Albastrul este o combinație vișnat jele-jelema, iar gutul este 100% frații Iacobs. Cred că se poate vedea pe imagine acum. Deci gutul 100% frații Iacobs și albastrul este o combinație vișnat jelema. Sunt doi porumbei pe care am făcut eforturi să-i aducem în crescătorie. Vor urma și alții după ei, dar în această seară, pe acest videoclip, o să vă vorbesc strict despre acești porumbei. Haideți să vă fac o scurtă prezentare a crescătorilor din care provine, a liniilor din care provine acest porumbel, acest albastru. Harry și Roger Vișnat sunt de peste 40 de ani, unul din cele mai mari și mai importante nume din Olanda în ceea ce privește maratonul. Tandemul tată și fiu, Harry fiind tatăl, iar Roger fiul, s-a încheiat în 2019 când Harry, tatăl din această combinație, a încetat din viață. Vă pot spune despre cei doi că au câștigat nenumărate titluri de campionat național și internațional și au fost fără îndoială printre cei mai puternici crescători de maraton. Porumbeii lor sunt băgați în zeci de combinații cu nume celebre din sportul columbofil și cu nume celebre care joacă distanțe lungi, care joacă maratoane, curse de anduranță foarte, foarte mare. Jele Jelema, ce vă pot spune despre el? Cred că toți îl cunoașteți, rezultatele lui vorbesc numai la auzirea acestui nume. Are cea mai bună și cea mai căutată familie de porumbei de maraton din lume. Rezultate extraordinare de-a lungul anilor și întotdeauna a fost acolo în top. Spre exemplu, acum este imposibil de achiziționat porumbei direct de la crescătoria Jelema. Jelema are un contract exclusiv cu Pipa. Porumbeii de Jelema se dau cu certificat ADN în ziua de astăzi. Asta așa o paranteză ca să vedeți unde s-a ajuns cu sportul columbofil și unde s-a ajuns cu crescătorii aceștia celebri, crescătorii care au rezultate și care sunt recunoscuți în întreaga lume și porumbeii lor sunt căutați de la un capăt la celălalt al mapamondului columbofil. O să vă prezint porumbelul și la mână să-l putem vedea un pic de aproape, dar acum haideți să vorbim despre cealaltă achiziție. Este vorba despre gut, frații Iacobs. Haideți să vedem un pic gutul de aici așa. Frații Iacobs, dragi prieteni, sunt proprietari unei crescătorii de porumbei de maraton cu porumbei care răspund extraordinar de bine și au avut rezultate foarte bune la cele mai grele curse extreme de maraton, de la 1000 de kilometri în sus, dragi prieteni, și chiar mai mult. Frații Iacobs au început să vândă online porumbei acum 4-5 ani. Până atunci a fost un mare secret al Olandei, bine păstrat, și făceau performanță. În cursele de maraton, frații Iacobs sunt foarte, foarte renumiți. Începând de la sfârșitul anilor 80, aceștia conduceau lumea maratonului în provincia Nord-Holland. Au rezultate bune atât la NPO,
național, deci curse naționale cu eliberare întârziată, cât și la ZLU, ZLU care înseamnă curse internaționale cu eliberare dimineața. Frații Iacobs locuiesc în Nesan de Amstel, foarte, foarte aproape de Amsterdam. Unul din porumbeii lor reprezentativ este Super Barsa 621, care este emblema crescătoriei de maraton a fraților Iacobs. Rezultate foarte bune și foarte mulți porumbei celebri, de asemenea mulți crescători de top care dețin porumbei de maraton au băgat în porumbeii lor acești porumbei care provin din crescătoria fraților Iacobs. Dragi prieteni, asta a fost așa o scurtă prezentare și acum aș vrea să vă prezint cei doi porumbei de aproape, cele două achiziții și vă repet cele două prime achiziții din crescătoria noastră. O să iau și haide să-i vedem împreună de aproape cum se prezintă. Haide să vă prezint porumbelul Wijnad Jelema. De aproape să-l puteți vedea în momentul când or să ne parvină și pedigriele acestor porumbei. O să vedeți mai în amănunt detalii despre ei. V-am făcut o prezentare generală acum. Un albastru frumos, un albastru lăptiu, un porumbel care la mână este foarte, foarte bine și un porumbel care ne dorim și sperăm să ne ajute la compartimentul nostru de reproducție și în același timp să ne ajute în ceea ce ne-am propus. Vor urma și alte achiziții, dragii mei prieteni, dar pentru început vă prezint acești doi porumbei și cred că este suficient până acum despre Wijnad Jelema, linii consacrate de maraton, linii care au în spate porumbei care au făcut rezultate uimitoare, rezultate uluitoare. Dragi prieteni, aștept să-mi spuneți în comentarii ce credeți despre acest porumbel și dacă credeți că ne poate ajuta. Noi avem mari speranțe și sperăm că am făcut alegerile bune. Haideți să trecem și la celălalt porumbel. Trecem la a doua achiziție și anume un porumbel de Iacobs, frații Iacobs, porumbel 100% frații Iacobs. V-am spus, dacă o să citiți, cei care nu știți despre această linie de porumbei pe care o dețin și care fac parte din crescătoria fraților Iacobs, sunt porumbei care, foarte puternic și el, sunt porumbei care au adus rezultate extraordinar de bune în sportul columbofil, rezultate legate strict de maraton și de cursele lungi. Ați văzut porumbeii lor sau, adică dacă o să citiți, nu stau să vă pun foarte, foarte multe informații, dar dacă o să citiți despre frații Iacobs, o să vedeți că au excelat și în cursele cu lansare întârziată, este foarte important de precizat acest lucru, deci și în cursele cu lansare întârziată, cât și în cursele cu lansare dimineața. Lansarea întârziată știți foarte bine, cu sosirii în ziua a doua. De asemenea, și acest porumbel sperăm să ne ducă pe drumul pe care noi ne dorim să ajungem. Dragi prieteni, frații Iacobs, de acum încolo, prezent în crescătoria noastră porumbel din această linie, în compartimentul nostru de reproducție și vom vedea ce urmaș va da, vom vedea cu ce îl vom combina și unde vom ajunge cu produsii din aceste linii. Dragi prieteni, acestea au fost cele două achiziții, prime două achiziții, vor urma altele și o să vă fac
prezentare la fiecare în parte. Toate cele bune și numai bine. Și special pentru prietenul meu, Gheorghe, te salut cu drag, Gheorghe. Uite, să-ți prezint și cocoșul. Atât că ăsta nu prea face servici, nu prea cântă așa cum o făcea celălalt la sosirea porumbăilor și cum îmi doresc, dar este țapăn, măcar ăsta e în forță. Vă salut cu drag pe toți, nu uitați, Vavi PG un loft este numele canalului meu de YouTube. Toate cele bune, la revedere și uite, Gheorghe, s-a rezolvat și cu doleanța ta. Vă salut și numai bine, la revedere!